Eu vreau să vă salut pe toți, vă mulțumesc că Nicătân Cafară Play ați găsit timp să veniți să discutăm. Noi suntem astăzi cea mai tânără echipă de pe arena politică. Noi suntem o mână de primari de orașă. Mergem în Parlament fără foști deputați, fără foști miniștri. În listă sunt doar specialiști, primari de 10 orașe. Eu dacă astăzi declar că în fiecare sat o să fie instalat farmacie electronică, apel lucrul ăsta să-l fac în 5-6 luni de zile. Eu vreau ca voi să vedeți diferența la prețuri la medicamente, cât așibă când controlează statul și cu prețurile care voi le vedeți în ultimii 10 ani în toate farmaciile care sunt în centrele raionale. Noi am elaborat un proiect de lege ca cei din diaspora care trimit acasă 300 de euro pe lună. Noi ne obligăm ca să-i dăm voie o mașină odată în 5 ani să o divameze fără răstămoșcă, adică să achite zero. Noi dacă lichidăm consiliile raionale, se liberează sute de milioane de lei care pot fi repartizate direct în sate. Noi trebuie să lichidăm Centrul Național Anticorupție, că asta este un instrument care apresează oamenii de afaceri și mai rețin câte un doctor sau câte un profesor la școală să arate că lucrează. Eu am luat locul întâi la 17 secții de vot în Federația Rusă. În diaspora europeană am luat tot același procent care l-am luat și la nivel național. Noi ne obligăm ca 5% din vânzarea tutunului și alcoolului să fie direcționate pentru tineret și sport în tot țara, pentru proiecte concrete. Eu am instalat în tot țara niște sute de terenuri de joacă, am operat copii, am ajutat veteranii, am ridicat sportul, tineretul, pensionarilor i-am ajutat. Eu și-am promis și-am făcut ca primar, țara au văzut. N-am fost nici ministru, nici deputat. A să vin, dacă Doamne ferește n-a să fac regulă, atunci a să vezi dreaptă să mă luați la Pârlin. Mulțumesc, vă doresc o zi bună, aveți grijă de voi și tata să fie bine. Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.